Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Și bine ați venit la un nou vlog dintr-un oraș nou pe vlog și anume, vă prindeți? Nu? Vă zic eu, sunt în Sofia! Aseară, după cum ați văzut, am venit repede cu avionul pentru că n-am vrut să iau mașina. Avionul a costat 120 de lei dus întors, ceea ce înseamnă aproape gratis. Și am venit să vizitez un prieten bun de-al meu și foarte vechi. Uite-l! Acum, fii atent, la vlog, stăm așa ca să bată lumina de sus. El este Ionuț Vișii Țunoi! Ionuț Crisime! Hai, bine am venit! Și prima noastră activitate de plimbare pe aici prin Sofia este să mergem la metro. Am plecat de acasă, nu avem voie să filmăm casele oamenilor, deci ne abținem. Și mergem astăzi să vizităm Sofia. Nu am niciun plan. Mergem în centru și de acolo o împrești și o vedea. Metroul nu și pentru mine. De cât timp stai aici? De aproape 2 ani. De 2 ani? Și n-ai mers în metrou? Nu. Arată ca la noi un pic, dar astăzi vedem cum cumpărăm aici. Am luat bilete, noroc că are Mr. Ban pentru că eu nu am. Costă 1,60. No, just Yeah, it works, it works, yeah. Hai da. Stai puțin, dar noi intrăm, dar nu știm unde mergem. Păi, hai să intrăm și ne uităm pe, hai, pe hartă. Intră. Deci, prima utilizare. Deci a costat 1,60 o călătorie și poți să te plimbi cât vrei și este o singură călătorie până aici din metrou și gata. Am aflat asta nu de la doamna care vinde, care habar nu are să vorbească nicio boabă de engleziță. Ah, trebuie scanat. Ah. Oh. Și acum, haideți să vedem unde mergem. Stai, 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 că acum e funny. Asta e cea mai funny treabă. Și? Bun. Noi trebuie să mergem la aia, la linia 3, unde este Culture Palace ăla. Deci noi trebuie să schimbăm la linia 3. Deci mergem la da, nici limba. Deci aici mergem în direcția asta, ok. Și asta e stația unde suntem. Mergem 4, 5, 6, 7 stații până aici. Și aici o să schimbăm cu o altă linie. Adevărul este că am fost acum mulți ani în Sofia aici și m-am plimbat cu metrou și mi s-a părut foarte, foarte funny. Dar nu este deloc cum așteptam, adică pare că s-a modernizat tot treaba. Și... Da, nu, arată... Zic că aparent știi mai multe despre Sofia decât mine. Dar de ce oare? Muncești toată ziua sau ce faci? Da. Da. E, uite, stăm aici, apare nouă stația și așteptăm metroul. Știu doar cum să-mi cumpăr pâine. Am coborât, ne-am mutat pe linia verde. Acum trebuie să ne mergem două stații. Aici este la universitate, nu? Bordo, Most. Și ne mergem în coace. Și trebuie să luăm spre... Spre aici. Scrie Gorna Bania. Linia verde cred că e în altă parte. Da. Păi e gen unirii 1, unirii 2. Exact, da. A venit metrou, s-a oprit puțin prost și acum nu se deschid ușile. Cam auzit, mi-a povestit Mr. Ionuț aici de față că este o chestie, trebuie să se alinieze, nu știu cum se deschide și iată. Nimic. Vom sări gardul. Deci, gata. Poftiți în metrou.
Asta e mai curat și mai nou. Da, e acela. Gata, asta a fost primul lucru pe care l-ați văzut în Sofia, metroul. Acum ieșim de la metrou și vedem Palatul Național al Culturii. Pregătiți? În 3, în 2, în 1? Ghidul local. Putem să facem chiar un business din asta? Ce? Nimic. Dragii, care le găsești tot acolo când o să montezi. Deci uite, dragii mei, că am ajuns la Palatul Național al Culturii. Bine, acum să povestesc ce aveam de povestit. Ce aveam de povestit? Am primit o critică despre vloguri, că nu spun destul de multe informații despre locurile pe care le vizitez. Asta pentru că nici eu nu știu, bineînțeles, multe informații, dar de data asta am citit pe Google. Acum trebuie să reproducem. Hai. Palatul Național al Culturii, numit în bulgărește NDK, este o zonă întreagă aici, unde lumea vine, se distrează, stă la soare, se bagă prin fântânile astea. În fața uneia dintre cele mai mari clădiri din sud-estul Europei, am înțeles, o clădire pentru expoziții și concerte. În primul rând este o sală de concerte. O să vedem imediat mai de aproape. Așa, ce mai zicea? În 1981 a fost terminată construcția cu ocazia aniversării a 1300 de ani de la independența Bulgariei. Bun, cred de ajuns de multe informații. Cred că e de ajuns. Da. Hai să vedem. Restul găsiți pe Wikipedia. Exact. Este ceva acolo în gaură și o să mergem să vedem. Oh, s-a terminat muzica din pasaj. Ce bine. Oh, uite, ne puteam să ieșim pe la metro pe aici, dar n-am nimerit. Aici este pasajul universității, să-i zicem, MDK-ul. Și aici mai avem o chestie foarte, foarte drăguță. O altă fântână. Și la udă. E foarte, foarte drăguț. Aici îmi place zona asta, e super. Am făcut o plimbare pe aici, prin parcul ăsta, din fața palatului. Și cam gata, înăuntru nu putem intra, că nu avem bilete la concert sau altceva. Cam asta a fost. Da. Gata, următorul loc. Mergem, știu unde mergem. Mergem pe strada pietonală, aia principală, centrala. Să vedem ce găsim pe acolo. Nu? Da, hai. Încolo mergem, cred. Da. Aici compar întotdeauna acest Coca-Cola cu Coca-Cola din București de la Unirii, fix lângă McDonald's. Gata, ajungem pe strada principală aici imediat. Dragii mei, aceasta este faimoasa stradă principală, care acum are în principal aceste corturi care nu ne ajută. Uitați-vă puțin la terase, care arată super, super frumos. Voiam să vă mai spun că ăsta este cel mai tare magazin bulgăresc ever. Au cele mai cool haine, cele mai cool. Aș vrea să-mi cumpăr și ceva aici, dar problema e că am venit cu bagaj mic la avion și nu prea am în ce să-mi bag. Vreți să ne uităm un pic ca să vezi despre ce e vorba? Pentru că noi stăm de aproape 2 ani aici, ai zis? Sau cât ai zis? Și nu știe despre ce e vorba. Uite-te, uite-te cât de cool. Hello! Hello! Uite-te! Foarte cool chestia aici. Este foarte, foarte tare magazinul ăsta. Dacă ajungeți aici, neapărat să intrați. Poz, jeans. Înainte era și în România, dar acum nu mai este. Mediu, așa. Cam 70 de lei va înseamnă 150 de lei. Cam 150 de lei, o pereche de pantaloni, dar erau cool tare, mișto rău. Da. Ce mai voiam să vă spun? Am citit și două vorbe despre strada asta, acum cât e liniște. A fost principala stradă pietonală de pe vremea ocupației Imperiului Otoman, aici din Sofia. Și? Și au tot restaurat-o, după an, au tot restaurat-o, este a 22-a cea mai scumpă stradă din Europa, sau din lume era, sau din Europa, dar cred că din Europa, da. Nu știu care e treaba, dar sunt magazinele obișnuite, dar nu foarte multe, mă rog, și tot felul de
E un fel de mini-centru vechi al Bucureștiului. Mini-centru vechi. Mi se pare strada asta un loc foarte cunoscut, să zicem, aici în Sofia. Dacă ai fost toată în Sofia, sigur ai fost pe aici. Drept urmare, vreau să mănânc la un restaurant tradițional și nu la terasele de fițe de pe aici, ca să ne distrăm, nu? Da. Mergem la Moma sau la de Victoria? De guști... mergem la Moma. La Moma mergem. Știi cum mi se pare mie că seamănă acum? Nu știu că ai fost, nu cred că ai fost în ultimul timp în Iași, unde la Palatul Culturii, acolo unde au făcut terasă lângă terasă, genul ăla, așa e. Da, eu îl comparasem cu centru vechi, mai degrabă l-aș compara cu, cum îi zice, de la Alba Iulia spre Bruncii, parcă, unde sunt... Da, pe Degeaba. Da, Degeaba. Uite, și asta este un soi de foarte drăguț, arată toate. Asta este The Surfboard. Aloha! Nu, nebunie, eu am pus nebunia asta de mult prin afară, dar de-abia a ajuns pe la noi. E smoothie-ul din ăla, știi, cu fructe, cu chestii. Da, da, da. Nu era, era altceva. Uite, dragii mei, cred că am găsit cel mai tare loc de băut cafeaua, că ni s-a făcut poftă subit și trebuie să încercăm. Abia aștept să beau cea mai tare cafeluță. E foarte nice sus. Ia, hai să vedem. Problema este că s-ar putea să fie ocupată în locurile cheie, dar este un... Aaa, oh, ce tare! Ce tare! Eu fac o poză aici. Este și vinărie. Hai afară, mergem să luăm cafele și mergem afară. Dacă vreți informații despre această cafenea, știm despre clădire în 1930 făcută și asta am văzut scris pe mozaicul de printre. Între timp a venit și cafeaua, a costat 5,60, am prins cât înseamnă asta, repede, repede. Înseamnă 2,50 și câte 2,80 euro. 3 euro înseamnă, practic, 15 lei. Ca la mea. Da, e ca la mea. Hai vedem dacă e și bună acum. Logic. Cam frige, o simt cum frige. E din aia care pare un pic arsă, așa, cu gust de alune. Mamă, de la asta, știi cum zbântui? Mă zbântui 3 ore fără pauză. Hai, gata. Nu știu exact ce cafea folosesc, dar... Gata și cu cafea, nu, ați înțeles. De aceea mă duc în cafea, veniți aici. Yeee, hai, gata. Asta pe care tocmai ați văzut-o este primăria, se numește Sofia City Hall, nu City Hall, City Council. City Council. Are oare înseamnă primăria sau înseamnă guvern ceva? Nu știu. Da. Ceva cu city. Tocmai am trecut pe lângă ea, am admirat lei și ne îndreptam spre următorul punct al vizitei noastre prin Sofia. Imediat o să vedeți ce este, ceva foarte interesant. Aici este cel mai cunoscut restaurant din Bulgaria în general, Happy. Dar de data asta o să ratez Happy, că nu vreau la Happy, o să merg în altă parte. Happy care s-au transformat în timp, am înțeles că, nu știu dacă încă mai fac, dar am înțeles că au săptămâna italiană, săptămâna grecească, săptămâna, da? Adică nu-s doar chestii, da, da, da. Înainte erau doar mâncăruri, acum așa am înțeles, de câte ori m-am dus, am văzut cam același meniu, dar știu că schimbă, am înțeles că schimbă. Da, ăla, dacă sunteți în căutare de un restaurant bun și să mergeți la sigur, ăla e la sigur. Da. Dar da, mâncare fresh pentru că mulți clienți, da. Gulaj și faimă, de, adică un peste fel tot. De city grill, așa. Este un fel de, să zicem, un fel de city grill românesc, da. Da. Și să nu uitați de Victoria, restaurant, da. Victoria. Și acolo iară. E tot așa. Da. Mai mult pe ăla l-aș compara cu un city grill, sincer. Uh-huh. Acum depinde și de preferințe. Uh-huh. Tocmai ați văzut aici statuia Sfintei Sofia,
care a apărut în anul 2000 aici pe poziție, pentru că înainte, acolo pe piedestal, era statuia lui Lenin. S-au pus-o pe Sfânta Sofia și au pus-o foarte târziu pentru că era considerată o statuie prea erotică, ca referință de sfânt. Are, pe o mână are o buftiță, o coroană de vreascuri și o coroană pe cap. Are simbolurile înțelepciunii, puterii și... Și... Mă rog, ați înțeles. Și e statuia. Înțelepciune, putere și... Ia cum asta poți să zice. Wisdom și fame. Fame și wisdom faimă. Și așa. Ai zi-o iar. Nu, mai gata. Atâta. Asta a fost tot. Da. E chiar acolo statuia. Și aici, de fapt, am vrut să ajungem la cea mai veche clădire din Sofia și din Bulgaria. Pe lângă Muzeul de Istorie aici de față, acolo este tot o clădire foarte impresionantă și importantă, despre care nu am citit încă. Pentru că așa e, Julie nu poate să rețină prea multe informații deodată. Ok, hai să mergem mai întâi la faimoasa rotundă acolo, să o vedem. Dacă te întreb ce reprezintă această mare clădire, îi zice, hai să pot să citesc. Scrie ceva acolo. Sofijska voda. Mai zi o dată? Sofijska voda. Adică apă ceva, apa adică nova. Este un fel de apa nova a lor, aici. E, nu știu de ce e între ruinele astea, dar este. Păi ruinele le-au descoperit târziu. Oh, avem aici și de citit. Este complexul arheologic Serdica. Sunt rămășițele unui oraș roman distrus în perioada 2010, a descoperit, nu distrus, în perioada 2010-2012, când au fost făcute niște lucrări de construcții ale metroului Serdica 2. Ah, deci vezi, metroul e de la 2010-2012, de atunci metroul. Gen nouț. Structurile datează din secolul 4, adică foarte, foarte vechi. Secolul 4, okay. Secolul 6. Așa. Și le găsim aici. Ideea uite, este și că... ei zic că e secolul 4, dar sunt rămășițe și din secolul 1, 3. Oh my god. We don't know. We don't really know. Okay. I guess it's like a snezana. 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 This is quite similar to Russian, isn't this it? This is, I guess it's Gorianova. But the name Gorianova. It's quite similar, like even if it's quite common in Russian. Well, it might help me understand what it should sound like. It's actually, we figured there's no connection between Russian and Bulgarian. Like totally. Oh no, the language is a different story. Different story. Like, you just use pretty much similar alphabet. Am început să fac pe ghidul fără a fi ghid. Da, hai să-ți mai zic eu ce am mai citit despre locul ăsta. Aici au fost băile romane, după care a venit ocupația otomană peste ei. Au luat biserica care devenise între timp creștină. Acum au venit otomanii și au făcut o moschee, au pictat zidurile și abia prin 2000 și... Nu, nu prin 2000 și, în secolul 20 au dat jos vopseaua și a redevenit... o biserică creștină care acum aparține de Arhiepiscopia Bulgariei. Eu nu sunt sigur dacă chiar avem voie să călcăm aici. Ba da, uite, sunt panouri, pe de-acum. A, da. Aveau sistem de încălzire sub podea. Așa. Interesant. Nu e oarecum fascinant să atingi chestii care sunt atât de vechi? Dar astea nu par vechi, adică ce astea? Alea nu, dar... Așa zic ei. Și dacă astea... ar fi fost recondiționate, astea într-adevăr par a fi și bănuiesc că cimentul ăsta, nu știu, ce tehnologii se foloseau atunci? Nisip cu apă, probabil. Dar, da, nu știu, aveau ei metodele lor, dar... Astea, da, par într-adevăr. Bricks și astea pe podea... Nu știu. Gresie, da. Adică știu că aveau băi și toate cele și au fost foarte bine dezvoltați. Prima metropolă la vremea aia. Uite, secolul 4, secolul 6.
mai multe camere organizate cu o curte interioară. Dacă sunteți pasionați de istorie, pare că aici este un loc important pentru istoria Bulgariei și nu numai, probabil. Și veniți să-l vedeți. Băi, este destul de important. Adică, dacă nu-l aveau cu ăsta, mi-închipui cumva o Românie fără ruinele Sarmisegetuza, să zicem. Posibil. Alea, cum mai fi, acum n-am mai fost de... Da, e foarte interesant. Locul îmi place oricum, arată interesant. Și moscheea aia este și ea foarte interesantă acolo. Cu asta, hai să vedem și harta și cu asta ne continuăm prin bar. Satellite mode. Chiar am vrut să vin să văd și eu aici. Este evident că dacă treceți prin centru o să vedeți locul ăsta, n-aveți cum să-l ratați. Este și metrou aici, metroul Serdica 2, se numește stația. Vedem harta și cam asta a fost aici. O fi ceva secret acolo. A, nu știu, cred că se scurge apa. Cred este, dar... Se scurge apa acolo, măi. Oricum este... Nu l-acopereau doar pentru că se scurge apa. Crezi? E doar un șanț. Da, nu știu. Am gândit că sunt chestii gen protejate să nu... Să nu... Și încă sunt trebuie să citesc despre acest... Cărămizi și toate cele. De ce au făcut cărămizi? Au fost așa la un moment dat? Uite, alea acolo par a fi mai vechi. Sunt originalele? Astea? Nu sunt originale, ce-i cu tine? De asta zic, e cărămizi, na? Uite-te puțin la asta, de exemplu. Astea-s vechile și au reconstruit, că la orice lucrare de restaurare au necetăți. Am mai văzut asta și la noi. Astea fiind originale, înseamnă că aveau. Probabil. La acea vreme. Nu. No. Astea sunt... Observați. Da. Da. Ia hai să vedeți și la metro aici ce interesant e. Și aici sunt... Ok, au și interior. Vezi că astea s-ar putea să fie mult mai prezent. Uite de sunt picioarele. Am văzut. Dar astea sunt chestii de lemn pe aici. Astea sunt chiar o jurnale. Și mirosul. Simți mirosul care vine de vechi, de dedesubt? Da. Și că îmi place orașul foarte mult, chiar îmi place mult. Băi, nu știu dacă e de plăcut foarte mult, dar e ok orașul. Mă simt bine așa, adică nu e... Nu duci lipsă de absolut nimic. Orice faci, de exemplu, în București, ca și punct de referință, poți face și aici mai mult, ca sigur. Numai că anumite zone sunt un pic mai... Ca peste tot. Da. Nu știu prin București cum mai funcționează gen instituțiile, ghișee și de-astea. Aici au fost foarte prietenoși. N-am știut să traduc un formular la migrări la așa și doamna de acolo foarte amabilă. Ba chiar era un pic hippie, cu niște badge-uri, cu niște dale. Generația nouă de funcționari publici. De aici în Bulgaria. Care nu vorbesc foarte bine engleză, dar sunt dispuși să te ajute. Ia să vedem și aici, că am văzut că e o curte interioară aici la Apanova, sau cum ai spus, îi zice. Doar voiam să văd ce este. Felinarele din și ornamentele astea. Da. Da. Hai, putem să ieșim pe acolo, să mergem în relativ curățile, aș spune, în oraș. Da. Am ajuns din nou aici la clădirea impresionantă din capătul bulevardului. Am aflat că este clădirea guvernului. Da, aici pe mini-lucrul ăsta ce-o fi aici? Este foarte curat, foarte liniștitor. A, mai sunt și pe ruine ceva. A, e mare complex. Oh, wow. Dar nu se vede nimic, nu se vede nimic. Tocmai am ajuns la cel mai celebru punct turistic, se pare că este, din Sofia. Această catedrală se numește Alexander Nevski. Da, făcută 1912. S-a terminat construcția în 1912. Făcută în onoarea unor soldați ruși, nu? Da, a fost acest Alexander Nevski a fost un prinț rus. Și iar biserica a fost construită în onoarea soldaților ruși care au murit în războiul turco-rus de la 1877-78.
Este una, este funny că pe net scrie, este una din cele 50 cele mai mari biserici creștine din lume. Când zici din primele 50, la ce te gândești? Că o fi 49, știi? Da. Că... Așa, am primii treimi. Am văzut că în prim Bulgaria sunt multe copii ale acestei biserici, gen cu acoperișul verde și așa, sunt construite peste tot, dar asta e cea mai mare. Asta cu acoperișul verde este stilul, să zicem, bulgăresc. Cu acoperișul auriu, în schimb, cred că este cumva stilul ortodox. Crezi că putem intra? Nu știu, putem încerca. Hai să vedem. Hai să vedem. Sper că ați văzut acolo că nu am putut filma, bineînțeles. Și dacă ții bilet, și ca să poți să... leva, nu, ca 30 poți... de leva. 10 leva era pentru, uite, au un pentru un telefon. Aparat de fotografiat. Dacă vrei să faci poze, cred. Sincer, tocmai ce am fost la catedrala, la domul din Bergamo. Deci după Sagrada Familia, ăla m-a dat pe spate. Nu mi-am închipuit niciodată că așa frumos este acolo. Iar aici era totul foarte întunecat și sumbru, așa cumva. Am luat un singur cadru, mulțumiți-vă cu ăla și dacă nu veniți să o vedeți voi live, pe biserică. Da. Mi-e foame. Hai. Hai să mergem. Hai că și mie. Am căutat mult și bine un restaurant tradițional aici bulgăresc și abia aștept să încerc chestia aia care zic că se numește... Baniță? Nu, nu, dar... sosul ăla. Ah, sosul de care eu nu știu în 2 ani de zile, eu știu că este doar un ceva de băut cum e o sana nu, la noi. Nici, nici arată. Despre mânca... ce zici? Zacusca cealaltă. Ah, luteniță. Luteniță, da, da, da. La... da. Aparent fac și sârbii, aparent fac și bulgarii. Mă rog. Luteniță. Ceva bun. Încercăm luteniță, fără vinete. Tarator și poate banița dacă o fi. Da. Cu ciocolată. Nu, asta mare nouă. Căutăm mâncare, over. Da. Ne este foarte foame. Pentru că deja s-a făcut ora 6 și jumătate de când bănănăim pe străzi, ne-am ales și pe băbuță de la Decathlon, pentru că în vlogul următor veți vedea ceva drăguț. Da, uite, la acesta este Mama Bulgarian Food and Wine. Am ieșit puțin de pe strada aia pentru că nu o luasem bine și aici apare strada mai liniștită. Scopul nostru este să găsim o masă afară aici în grădină. Am văzut eu în poze că este și grădina. Arată oricum elegant. Simt că ne vom, și anume, porci. A, este și loc. Dar a, e o ma... nu, e o curte interioară. Să fie nuntă? Ce drăguț! You like? Arată bulgarian, dar modern. Să mergem acasă, să venim să ne odihnim, să ne mâncăm, să așa? Nu. Hai să cotăm ceva. Deci ne-a zis că putem doar după 9:30, că tot e rezervat și că așa. Dar uite câte mese au, pe bune? Da, nu, e, dar rezervat înseamnă că se ocupați bucătarii, probabil. Ce gen de afacere e asta care te dă afară când au eveniment, boală? Gândește că bucătarii fac meniu pentru meniu, adică... gen... Atunci mâncăm unde apucăm. Sorry, voiam să fac aici la vlog, dar ei habar nu au cu cine se pun. Pentru că probabil mă văd îmbrăcat așa și încălțată, uite, deci tu ce hal. Nu, e pentru că e restaurantul rezervat. E uite și aici nunți, pare Bulgarian. Dar să fie Bulgarian, adică să fie mâncare într-adevăr după aici, nu restaurant și mâncare specific italian sau știu și eu. Da. Ideea e să mănânci chestii de aici. Da, imediat căutăm. După căutări amănunțite, am ajuns pe această stradă care se numește? Se numește Rakovski cumva. Rakovski. Și căutăm o magherniță, care este restaurantul. Tradițional bulgăresc. Așa dezamăgit am fost că nu ne-au primit acolo, încât a trebuit să căutăm tot tradițional bulgăresc. Acum nu știu ce am găsit aici, dar o să vedem.
Și aici este maghernița. În primul rând este un lucru bun că sirene engleză trebuie să... A? Avem și TripAdvisor, aici avem și mese, perfect! Perfect! Acolo mi-ar plăcea să stăm. De aici stăm. De foarte, foarte drăguț! From Romania. Here close. Tu nu ești de față, zice că aici îi se pare că a fost, o mănăstire sau ceva, pare un loc istoric după el, din cauza pereților, cum ai zis? Din cauza, văd acolo o biserică, iar locul se numește Mănăstirska Maghernița. Din ce știu eu, Mănăstirska înseamnă mănăstire, gen mănăstire, cum ar veni. Este un loc unde a fost o mănăstire din cauza unui izvor. Spring water, da? Da. Și toate mănăstirile sunt așezate într-un loc frumos. Nu este o coincidență că după ce vizitezi mănăstirea, memoria apei din fântână îți rămâne în minte. Așa. Este o poveste practic dintr-o carte, asta, nu știu ce legătură are. Și sunt aici niște rugăciuni, da, înainte și după cină. Uite aici, dacă aveți răbdare să citiți sau să puneți pauză, sunt niște rețete de la mănăstire. Ceea ce mi se pare mega funny. Asta este foarte tare. Am citit eu una, large beans cu prune. Cartofi cu ciuperci, mâncări de mănăstire. Și o rețetă de la Muntele Athos, ardeii de la Varna, și ouă cu roșii. Eu m-am hotărât cu mare greu, dar e important că doamna vorbește engleză și ne înțelege. Primul lucru pe care l-am observat aici și este foarte ciudat este că, cu toate că meniul e în engleză, nu văd poze. Drept urmare, nu înțeleg ce sunt, în ce fel sunt gătite. Înțeleg ingrediente, da, cartofi, mărar, nu știu ce, dar cum, nu știu cum arată. Și până atunci o să mă duc până la toaletă. Și în drum spre toaletă o să mă pierd puțin prin restaurant ca să vă arăt și mai. Pentru că nu mai am răbdare, au venit primele feluri, dar nu au adus pâine și mai trebuie, efectiv îmi plouă în gură, deși nu știu ce este aici. Ce asta se cheamă luteniță. Luteniță? Luteniță. Ceva, nu mă întreba că nu știu luteniță detalii, cu... așa e luteniță. Cu ceapă verde. Da, partea cu ceapa nu știam nici eu, dar știu luteniță în sine. Care... are gust de zacuscă, dar este mult vinete, mai pasată, nu știu cum să zic. În loc de vinete, nu știu dacă are vinete, cred că au doar ardei copți cu morcovi și cu niște roșii și cu ceva, nu știu dacă sunt vinete înăuntru. Asta pare e... un sos de pizza de roșii, sincer, nu se simt ardei. Nu se simt ardei? Ok, și felul număr 2. Aici sunt ardei, sunt niște ardei deshidratați, mi-a zis mister Tunoi că am mai văzut. Acum, el așa chestie. Eu așa știu pe cei de casă, când da. Gen se rehidratează. Care sunt înăuntru umpluți cu fasole și da. Ceva feta cheese. Da. Da. Da, este fasole albă înăuntru, cu ceva condimente foarte tari. Asta este... Uite cum arată ăștia. Și condimentul ăsta, frate, e ceva foarte tare, evident, așa. A, stai că e o manie cu, așa zisa, cum ce numesc ei și ce urăsc eu aici destul de mult, se cheamă ciubriță,
care e un fel de cimbru. Sau cimbru, nu așa, că e are un fel, gust de e chiar cimbru. Dar ei îi zic ciubriță. Mixează sare cu... ceva. Și pâine cozonac. Ați mai pomenit așa pâine cozonac. Foarte des întâlnit în mixul ăsta. Paprika, sare, nu știu ce mai pune pe aici. Piper... condimente, like. Și le amestecă și chestia asta, dar foarte populară. Adică până și în casele oamenilor am văzut... Vă spune imediat. Nu știu cum îi spune. Sare, piper, chestii. Sare, piper, boia? Da. Atât, cred că este. Pâinea e foarte mișto. Asta, cozonacul. Asta nu prea înțeleg, nu e nici zacuscă, nici nimic. Păi nu înțelegi că noi, ca români, sperăm să fie vinete sau d-alea, dar se poate și fără vinete. Sunt ardei, roșii, e bună, morcov, cred. Și există... Asta se găsește la Lidl într-un borcan și se numește ajuceva. Ajuceva. Casă de adică. Bă, tot așa, ceva gustul ăsta. Da, nu știu cât de similar. Eu în România n-am găsit și am încercat. Este la Lidl. Am încercat să caut peste tot, bănesc că aveau și în Ocean, și în Bila, și nu, în dar este ceva. Altceva, nu este cu denumirea asta și probabil, na. Nu știu. Deci, avem... But look at this. Is it... Yeah, it's funny to do it itself. Thank you. Hai, o să vedem. Deci trebuie să fac eu toată jumătirea? Păi dacă ai cerut, acum fă. Poate... de, cred că trebuie să o tai cu cuțitul cumva. Eu cred că ies așa de aici și încep de jos. Asta e stilul românesc de frigăruie? Nu știu ce stil este. Băi, dar... cât de funny este! De carne de porc ce asta? Este carne de porc, da. O să îngust și eu. Deci, practic, este o frigăruie uriașă. Da, exact asta. Și când astea sunt și în România cu fructe de mare? Nu așteptam exact să fie așa ceva. Trebuie să scot, să încep să pun farfurii. Dă farfuria mai aproape, te rog. Ca să pot să pun și aici. Deci, pentru cunoscători, unealta minune. A, pentru cunoscători n-am văzut în viața mea așa ceva. Nu, pentru cunoscători, cam eu în România o lingură similară. A, veți faci și tu de asta acasă? Nu, o să ți-l explic. Aici, oricum, este treabă pe ardei. Ardei sunt prezenți în toate chestiile. Ardei, ardei deshidratat, ardei măsluit. Păcat. Ai reușit. Treaba. Am rămas cu o țăpușă. Te rog, pune-o bine, că mi-e frică cu ea. Ce funny aici, mă bucur că am găsit acest loc, că e foarte, foarte funny. Eu am mâncat jumătate de mâncare, deja nu mai pot, dar să fac trebuie să gust un pic de carne. Da. Păi da, pentru, și pentru tine e aici. Și pentru vlog. Tine. Și nu știu de ce, dar nu am furculiță. Ba da. A trebuit să mănânc-o cu asta? Frigoria clasică, de porc. Foarte bun. Da? Da. Mă ia și cu cartofi, poftă mare. În continuare. Excelent, cu treabă. E bun, o. Foarte mic. Mamă, bun rău. Gata? Totul bine? Totul bine. Extraordinar. Suntem full, vine și o mașină din spate. S-a făcut noapte. Dragii mei, gata, am mâncat foarte, foarte bine acolo la restaurant, chiar vi-l recomand și Mr. Tunai a zis că o să scrie și review pe Google câte stele dai. Toate. Toate, 5, adică. Chiar e, chiar e ok locul și mi se pare foarte tradițional, mai ales că e faza asta legată în mănăstire, așa, sunt niște interesant. Dișuri la mănăstire, chiar e interesant. Interesant, puteți... Sincer, mă bucur că n-am găsit deschis în primul. Da. Per total, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Mi-a plăcut foarte, foarte mult în Sofia. Astăzi m-am simțit foarte bine. Oamenii super mișto, vibe-ul este super mișto, locurile foarte animate, multe locuri frumoase unde puteți să mergeți. Bineînțeles că nu le-am văzut pe toate, am văzut și eu ce era mai turistic și ce am putut să fac într-o zi, pentru că deja este întuneric. Nu uitați să vă abonați. În curând mai vin clipuri de pe aici, de prin Bulgaria. Încă mai stau și mâine avem treabă, dar nu știu cât de repede apare clipul. Și cam asta a fost tot. Nu uitați să vă abonați, like și... asta e tot. Nu? Pa, pa!